v-am regăsit la emisiunea Vedete Fără Secrete aici la Busuioc TV. Vă deschidem larg ușile ca de fiecare dată și vă invităm să fiți alături de noi. Dar nu pur și simplu, ci foarte bine organizați. Alinierea drepți! De ce? Pentru că astăzi avem un invitat absolut special, o invitată absolut specială. Este vorba de directoarea postului de televiziune Busuioc TV astăzi, în calitate de invitată a emisiunii Vedete Fără Secrete. Liliana Prado! Interpreta Liliana Prado, doamna Liliana Prado, nici nu știu cum să mă prezint în toate felurile. Bine ați venit, mulțumim că ați găsit timp să veniți alături de noi. Bună seara, Doinița, bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet de invitație. Dar suntem toți pe poziții, vă așteptăm cu tot fastul. Îmi pare bine că mă așteptați, fiindcă exact veneam cu groază și cu foarte multe noutăți muzicale și nici nu știu de la care capăt să încep. Avem tare multe lucruri de discutat și pentru asta în studioul nostru mai nouț, apropo, mulțumim pentru așa generozitate, avem și o canapea confortabilă la care să discutăm despre toate lucrurile, dar acum aș vrea să începem emisiunea pe o notă foarte optimistă și pozitivă și vreau să vă rog să ne cântați. Vă voi interpreta cu mare dragă piesa Totul va fi bine. Printre altele am venit și cu o piesă nouă a aceleași compozitoare, deci Eugenia Andreeș Carabut. Așa. Deci prima piesă pe care vom delecta publicul nostru, este o piesă apreciată de ei deja și totul va fi bine, dar să fie bine! Eu vă aștept cu drag la canapea, scena va aparține. Mulțumesc! Nimic din ce a fost în trecut și dacă aș putea să uit de câte ori m-a durut, știu, le voi uita pe toate. Fă ce vrei cu inima ta, dar te rog lasă-mă în pace, nu mă interesează acum nimic, orice ai face, așa nu se mai poate. Și să uit de tot ce a fost. Și dacă ai putere să mă lași, să-mi caut un rost, le voi uita pe toate. Te-am rugat să nu mă tachinezi cu ale tale scrisori, vreau să merg pe o cale nouă, fără fals și erori. Știi, așa nu se mai poate. Da.
cu siguranță. Desigur, desigur. Pentru că deja această piesă inspiră lumea. Nu știu dacă ți-am povestit, Doinița, că am avut un oaspete săptămâna aceasta aici la Chișinău, care venea tocmai de la Soroca și care mi-a adus, iată, o bogăție întreagă, așa, din, o părticică din sufletul dumneiei. Deci se numește Corina Brukir Vrâncean. Da. Pe care această piesă, Totul va fi bine, deci mai degrabă cred că videoclipul pe care l-am la ea, această piesă a inspirat-o și de când a auzit această piesă îmi spune că a început să scrie poezie. Ei, da, și prima dată în viață. Da, și de atunci ea scrie poezie și uite, nu se poate opri. Știți care chestia? Probabil că omului i-ar fi cerut sufletul să scrie, dar a avut cumva o reținere, gen, da, ce să fac, da, cu asta, dar cui ar trebui, dar pentru ce să fac asta? Și chestia asta cu Totul va fi bine, da, îndemnul ăsta, inspirat-o a motivat-o și... să... Da. Să creeze totuși. Ce frumos, i-a deschis anume drumul spre poezie și vreau să zic că mi-a părut cam bizar că o doamnă care nu a scris poezie și eram cam sceptică să văd ce fel de poezie, ce fel de text. Dar când am început a citi, chiar am rămas surprinsă de calitatea acestui vers. Și chiar zic că din toate poeziile, că ea mi-a zis măcar un text din toate cele multe pe care mi le-a adus. Să cântați ceva, da? Măcar unul din ele să-l fac în cântec, ca să cânt versul dumneiei. Și eu de aici chiar vreau să-ți spun că mi-am ales 4. Vom vedea care va fi primul pe care îl voi realiza. O să mă adresez, desigur, unui compozitor, cred că de aici, de la noi din țară. Încă n-am hotărât cu cine voi colabora în această privință, dar... Da, dar însă-și poveste, așa e de interesantă. Este foarte emoționant pentru mine. Să știi că m-au mai sunat telespectatori care, deci chiar și săteni de mei, consăteni, care mă admiră și este un lucru foarte plăcut, pentru că noi artiștii, asta e rostul nostru, să aducem bucurie în sufletele oamenilor și ne simțim împliniți atunci când vezi că mai poți inspira și pe cineva pentru a face lucruri frumoase. Pentru mine a fost ceva extraordinar și într-adevăr am zis, doamna Corina, să știți că m-ați făcut să-mi crească aripile. Ce drăguț. Dar ziceți așa, doamna Corina, nu știu, e o doamnă cu o experiență de viață, cam ce vârstă are? Sau e o domnișoară? Eu cred că este mai tânără decât mine, zic doamnă din respect, dar pentru că... Adică mă gândeam, e vreo bunică doamna Corina? Nu, sau e este o tânără... doamnă mai tânără decât mine, deci profesoară, este din orașul Chiar din Soroca. Orașul Soroca. Din orașul Soroca, eu sunt băștinașă din Soroca, deci este un pământeancă de-a mea, dar nu este o consăteancă, deci este din Soroca. Și eu cred că ea... Așa sunt oamenii ăștia de pe malul Nistrului, de acolo, oameni talentați. Cum curge apa Nistrului, așa curge muzica prin și versul prin venele oamenilor. Da, chiar zic, m-a surprins foarte mult. Hai să ascultăm un mic vers, poate, dacă tot aveți desigur, uite, eu m-am gândit, ne-am ales chiar 4 versuri de ce pe care o să le pun pe... Dar mi-a plăcut foarte mult să-mi aleg o temă pe care nu am mai cântat-o, iată, de exemplu, de ziua mea. Așa. De ziua mea nu am așa temă și eu cred că telespectatorilor ar fi bine să le aduc și un mesaj... Pentru că pe fiecare dintre noi poate reprezenta această piesă. Și deci aș fi vrut să am și eu o tematică de ziua mea, da? Și mi-a plăcut versul. Primul roman l-am răsfoit și am pus pe poliță o carte. Voi găsi timp pentru citit. Nu vreau să plece deoparte. Din cartea vieții știm mereu să învățăm cu toții versul. Să ocolim păreri de rău, să ne iubim tot universul. O melodie azi vă cânt și îmi fredonează iar pe anul. În ani îmi fac un legământ să ajung cu bine și la anul. O melodie îmi doresc să o tot ascult în dimineață și iar o filă răsfoiesc. Am mai trecut un an din viață. Eu cred că foarte e ceva frumos. Ce reprezintă orice persoană, pe orice om, da. Deci nu doar interpreții, deci orice om se poate regăsi în astfel de versuri. Și mulțumesc foarte mult, doamna Corina, dacă sunteți în fața ecranului. Vă mulțumesc din suflet și vă mai așteptăm pe la noi cu Așa cum mori. Acum, doamna Corina, da, este, cred că, tare bucuroasă că o tot pomenim o bună parte a emisiunii noastre, dar pe bun merit. Pe bun merit și este o istorie foarte interesantă.
de care o să vă amintiți cu drag. Și cine știe dacă din piesele astea ies niște șlagre, niște hituleți, așa. Nu este unica istorioară de felul acesta, fiindcă am mai avut o vizită chiar în ziua spectacolului. Iarăși mi-a adus cineva un vers în scenă pe care tot sufletul l-am citit atunci în scenă. Îmi pare bine că sunt apreciată de textieri și la rândul lor compozitorii știu să facă melodii frumoase pe versuri care sunt, mai ales din toată inima, că sunt, este și vers care este mai greu de făcut o melodie, dar versurile care cantabile, așa să le zic, sunt întotdeauna binevenite și pentru interpreți și pentru compozitori este ușor de scris o melodie pentru ele, deci eu cred că este spre binele nostru a tuturor și apoi ca acest mesaj să vină pentru spectatori, să le bucure sufletul. Asta e menirea și rostul. Referitor la piesele noi și textele frumoase, melodiile de suflet, știm că și astăzi, de fapt, nu ați venit pur și simplu. Afară de noutățile astea pe care le aveți, mai aveți acolo ceva, creație nouă? Desigur. Desigur, Dănița, sunt întotdeauna bucuroasă să aduc telespectatorilor noștri ceva nou și ceva... Ce nou am mai avut până acum, mereu încerc să experimentez fel de fel de genuri muzicale. De data asta vin cu ceva mai vesel, mai ritmat. Este o piesă iarăși în colaborare cu doamna Eugenia Andreeș Carabut și text și muzică. Am rugat-o să-mi fac ceva mai ritmat, pentru că chiar nu am în repertoriu ceva așa mai ritmat. Și apoi cred că e o piesă care se va combina foarte mult cu vara, că vine vara și cred că va fi o piesă pe care o vom realiza vara asta și un mic videoclip pe care e în plan. Este în plan, deci la sigur că se întâmplă, nu e un gând. Nu, e ceva, va fi un videoclip în vara aceasta și credem că va fi apreciată de public. Drăguț, dar ziceți că e puțin diferită, e doar diferită din cauza faptului că este ritmată sau mai are ceva, nu știu, nou deosebit de ceea ce ați mai încercat? Mai are așa să zic o acadică în ea, așa, da, o dulceață, are un stil așa mai șmecheruț de a prezenta unele lucruri, că dacă am cântat iubirea în piesele mele până acum, am cântat iubirea într-un fel mai romantic, aici o cânt o iubire mai jucăușă, mai veselă, mai, să zic, chiar în glumă, mai glumeață, dar a ieșit ceva ușurel, vaporos, să zic, va fi foarte... Vărat? Deci este o piesă care este plăcută urechii, deci este o piesă ușurică, care place publicul și care se memorizează. Deci eu am încercat de mai multe ori să o pun în mașină, chiar mergând spre oficiu cu soțul meu și el imediat o memora și chiar o predona. Chiar o începea să o predoneze. Deci este ceva care sper eu că va plăcea publicului. Dar ce v-a inspirat, nu știu, pe dumneavoastră ca să vină piesa asta în repertoriu? Că ați menționat mai sus că uite, aveți un repertoriu cumva așa mai elegant, să zicem, da? Deci cântați iubirea într-un mod așa mai elegant, romantic. Mai romantic. Și uite acum piesa asta, cânceți de vară, jucăușă. Ce v-a inspirat? Care moment din viața dumneavoastră ați avut, nu știu, vreo sărbătoare așa mare și importantă de familie, poate în ultima perioadă? Știu, poate că sărbătoarea celor 15 ani de căsătorie. Aici vreau să ajung, bingo! Și vă atrage lumea de limbă, sunt un talent. Aici vreau să ajung. Da, am sărbătorit pe 12 aprilie 15 ani de căsătorie și poate m-am gândit și eu de ce să nu reîncepem tot la început într-un stil mai frumos. Să ne întoarcem cu 15 ani în urmă, lumea adolescenții, da. Să începem frumos. Cred că asta este și ca un cadou pentru aniversarea asta și pentru soț, de ce nu? Apropo de faptul că ziceți că soțul dumneavoastră a început să fredoneze melodia, i-a și plăcut de ritmul? Cum se uită la o nouă interpretă, Liliana Pradă? Mi-a spus că îi place, dar el, să știți, că este cel mai mare critic al meu. Deci, serios? Deci atunci când îmi spune că nu e bine sau că nu e corect, încerc totuși să corectez lucrurile, pentru că îi dau ascultare. Întotdeauna are o părere, cum să zic, constructivă și corectă. Deci, de cele mai multe ori sunt de acord cu părerea lui. Acum, ce așteptări aveți de la piesa asta? Am așteptări să placă publicului.
Deci cel mai important lucru este să placă. Dar cum credeți, se va întâmpla? Că după sclipirile din noi, văd că aveți mare încredere în ea. Eu am încredere în această piesă. Știu că publicului tot am cântat cuvinte ming, tot am cântat nostalgie, tot am cântat Totul va fi bine, tot am cântat alte piese, Lasă-mă să fiu femeie. Da. Dar aici e ceva mai jucăuș și mai vesel și cred eu că va cuprinde o mai largă, să zic așa, vârstă de admiratori. Chiar va plăcea și de la cei tineri și până la cei mai în vârstă, fiindcă e o piesă că dragostea nu îmbătrânește niciodată. Dragostea nu îmbătrânește și apoi se pot regăsi și cei mai tineri aici, chiar dacă până acum poate piesele sunt mai mult admirate de cei cu o vârstă puțin mai, îmi pare mie așa. Neapărat o să și ascultăm piesa asta, dar mai la finalul emisiunii trebuie să mai păstrăm suspansul, să nu credeți că vă dăm chiar totul așa pe tavă. mai avem și Vedete Fără Secrete, are secretele sale, așa că le mai ținem puțin ascunse în culise, pentru că mai avem și niște întrebări pregătite speciale pentru dumneavoastră. Sunteți foarte ritmică, deci veniți cu piese noi, cu videoclipuri, cu întotdeauna, cum ați zis mai sus, să surprindeți publicul cu ceva nou. V-ați pus un anumit scop că, uite, la o perioadă anumită de timp și cât să fie perioada asta, trebuie să scoți ceva nou ca să nu pierd publicul sau să nu pierd valul sau, nu. Sau cum se întâmplă? Sau sunteți așa mai creativă? Sau de unde atâta inspirație? Nu, eu m-am gândit că anul acesta, de fapt, să fac o piesă nouă. Fiindcă anul trecut am făcut două piese noi. Dar anul acesta m-am gândit să fac și ca să nu ajung pe ultima 100 de metri și să zic hai să ne grăbim să facem o piesă nouă ceva. Am telefonat compozitoarea, doamna Eugenia. I-am telefonat dumnei ei, doamna Eugenia Andreeș Carabut, și am rugat-o: doamna Eugenia, aș vrea o piesă nouă, dar nu vă grăbiți. Când vă vine muza, fiindcă și compozitorii și textierii, deci când le vine muza, atunci fac, creează. Deci dacă nu poți să facă la comandă imediat pentru tine, că acum vrei tu o piesă. Dar i-am explicat că vreau ceva mai diferit, vreau un joc de cuvinte ceva, n-am zis ce anume, am zis că vreau un joc de cuvinte oarecare, vreau ceva deosebit, vreau ceva mai ritmic, fiindcă nu mai am o piesă ritmică. Zic, vreau să faceți o piesă care nu se aseamănă cu celelalte, fiindcă dumneavoastră cunoaște foarte bine repertoriul meu. Și v-a scris și mai multe piese. Și mi-a scris și mai multe piese și, iarăși, nu, toate piesele care mi le-a scris dumneavoastră sunt foarte diferite ca stil, da. Și de data asta eu am telefonat-o, peste 3 zile dumneavoastră mă telefonează și îmi zice: Liliana, știi că m-am gândit ceva pentru tine, de acum am textul, îți trimit textul să arunci peste el o privire să vezi dacă e ok, dacă îți place textul, fac și melodie. Mi-a trimis textul, am zis că e bine și mi-a făcut melodia, zice, uite, mi-a venit inspirația și am făcut melodie, iarăși în câteva zile am făcut melodia. Mie îmi pare că e foarte bine, e jucăușă, e bumbonică, așa s-a exprimat, e bumbonică piesa asta. Ascultă și tu și îmi spui părerea. Eu, evident, când mi-a trimis ea, eu nu aveam posibilitatea să ascult piesa, dar muream de nerăbdare de acum să ajung acasă ca să o pot asculta și dumneavoastră mă sună: nu ți-a plăcut, de ce nu mă suni înapoi să-mi spui rezultatul? Da. Dar când am ajuns seara acasă, am ascultat și mi-a plăcut, într-adevăr. A fost dragoste la prima vedere? A fost, fiindcă cu piesele dumneavoastră e doar așa. De când colaboram, e doar așa. Deci de fiecare dată când îmi face o piesă, ea mă simte, îmi știe de acum gândurile, îmi știe tot ce simt, chiar și textul. Totul e bine dozat, așa cum știe ea să o facă. La momentul actual nu vă gândiți ca să vă setați pe un anumit stil de muzică doar? Nu. Dimpotrivă, să înțeleg că vreți să încercați să cochetați cu cât mai multe. Deci acum chiar este în pregătire și o altă piesă. Poftim! Noutate peste noutate! Doamna Maria Bălici, care mi-a adus toate cărțile dumneiei, să-mi aleg iarăși un text. Deci s-a adresat domnului Marian Stâcea cu întrebarea dacă ar putea să-mi facă o piesă anume mie. Și domnul Marian m-a telefonat, zice: Liliana, vrei o piesă despre mamă? Zic: domnul Marian, îmi pare rău, dar mămica mea nu mai este în viață și e o temă pentru mine mai dureroasă. Nu mă văd eu să cânt durerea, știți cum, parcă nu aș dori.
Dar zic, dacă aveți un text despre țară, fiindcă nu am așa temă în repertoriul meu, chiar aș vrea. Și aș vrea niște ritmuri mai etno, că nu am. Iarăși, din nou, ceva deosebit. Și domnul Marian lucrează la această piesă. Acum mi-a arătat de acum melodia la pian, deci nu este încă făcut orchestrația instrumentală, dar este foarte frumos, ceva deosebită, iarăși cu trei linii melodice. Este la refren aproape un imn, o piesă extraordinar de frumoasă. Sunt sigură că iarăși va ieși un produs final extraordinar, foarte bun și bine apreciat de public. Și în loc de piesa despre mamă, care este bine, un punct sensibil pentru dumneavoastră, avem piesa asta despre țară, semnată tot de doamna Maria... Maria Tofan Bălici. Deci... deci cumva gândul ăsta, dorința asta se materializează, doar puțin altă tematică aleasă pentru piesă. Altă tematică, desigur. De, eu de când am văzut-o, chiar mi-am dorit să cânt o piesă pe versurile dumneiei, dar uite că dorința asta a fost reciprocă, să vede că până la urmă dumneiei a fost cea mai îndrăzneață și a mers la domnul Marian și a cerut să me... Eu desigur sunt doar deschisă pentru colaborările frumoase și cele sufletiste. Sunt și eu o sufletistă și cred că de aceea și găsim limbă comună cu oamenii sufletiști. Și întotdeauna am respectat geniul oamenii simple, dar cu atâta suflet. Oamenii buni se atrag unii pe ceilalți. Noi suntem cam pe finalul emisiunii, așa că o să vă întreb deja cu planurile de muzică. Am înțeles, e foarte frumos, e o avalanșă de creație acum în viața dumneavoastră artistică, dar să nu uităm că vine sezonul estival, vine vacanța, vine un moment în care toată lumea își dorește să le nevească. V-ați gândit deja unde o să le neviți cu familia? Nu știu dacă vom avea prea mult timp să le nevim, dar desigur vom pleca undeva în Italia. Vrem să facem niște vizite împrejurimilor Veneției și în Veneția vom merge cu copiii, că n-am mers niciodată și vrem să descoperim lucruri noi. Deci ei mai mult să descopere lucruri noi, pentru că noi am mai fost desigur cu soțul la Veneția. Dar vrem să facem o vacanță așa mai... educativă pentru copii, pentru că data trecută când am fost într-o vacanță educativă le-a plăcut foarte mult și chiar au venit și au împărtășit impresiile aici la școală cu profesorii, cu colegii și au fost apreciați pentru ceea ce au descoperit, pentru lucrurile noi pe care le-au văzut și cred că asta e bine pentru dezvoltarea copiilor. Apropo de copii, dacă tot ați menționat, e final de an școlar, dacă ziceți că vreți să-i duceți în vacanță, înseamnă că merită. Au acumulat succese frumoase anul ăsta. Succesele sunt frumoase, desigur, ca în fiecare an, dar să vedem încă mai au examene, așteptăm și rezultatele examenelor, sperăm că le vor susține cu succes, cum au mai făcut-o și până acum, dar știi cum, niciodată nu avem garanția că va fi o notă mare sau... Dar până la urmă nu contează nota, contează totuși ce rămâne, cunoștința care rămâne. Vorbim de școală, mai trebuie să facem totalurile. Vorbim de micuța artistă pe care o aveți, ea deja vine cu, pe acest final de an, am văzut pe Facebook niște informații că da, s-a dat la concursuri la un festival de dans, internațional de artă, deci era și vocal și dans, unde s-a plasat pe locul 2, dar asta pentru noi nu este o noutate, fiindcă vine din toate țările lumii cu locuri de frunte. Așa. Acum pleacă la Paris, deci nu doar la Paris, la Disneyland, că sunt invitați cu grupul de dans Bravissimo, pentru că au ocupat locul întâi la un festival de dans internațional în Cehia și au fost invitați la Paris cu un program de dans de 25 de minute, dar este un turneu care vor parcurge deci Cehia, Germania și Franța și vor cânta pe scenă la Disneyland Paris. Vor dansa, de fapt. Acum că băieții au crescut mai mari, dar fata e cântăreață și dansatoare în casă. Mai cântă și băieții, dar mai rar, pentru că sunt foarte mult ocupați în fotbal. Deci au rămas două fete cântărețe acasă. Tata, ce faci cu... În scurt timp crește fata mare și începe să facă concurență la nivel înalt. Știi că mai mult ea se concentrează mai mult pe dans decât pe... Acum chiar ne-am gândit vara să o dăm și la gimnastică artistică, pentru că aici la dans face dans cu elemente acrobatice și îi place foarte mult.
deci vom încerca să o dezvoltăm în acrobatica asta, deci în gimnastica artistică, estetică. Drăguț. Și apoi vom putea să revenim la dansuri și să folosim aceste elemente în dans, pentru că ea face și dans solo, deci este foarte util să cunoști elemente acrobatice pentru a face dansuri de calitate și cu elemente complicate. Succes și spor la toate, știm că este un talent, dar cel mai important știm că avem și copii foarte muncitori, de la care și cei mari au ce învăța, pentru că au un full program, un program plin de activități și evenimente. Ei, și noi cu Televine avem un program full, dar timpul acordat emisiunii s-a expirat. Asta este, vă mulțumim tare mult că ați venit să ne împărtășiți din noutățile muzicale și emoțiile și trăirile din viața dumneavoastră artistică și personală, câte puțin câte am apucat astăzi, restul rămâne pentru ca să vedeți scos data viitoare. Eu vă mulțumesc de invitație și întotdeauna sunt bucuroasă să vin în fața telespectatorilor cu noutăți și sper eu să fie plăcute pentru ei. Sunt sigură de asta și tocmai de asta vreau să vă rog să ne și cântați la finalul emisiunii, pentru că am promis telespectatorilor că lansăm astăzi piesa nouă, Jucăușă, cum i-ați spus, îmi place cum sună. Cu mare drag. Care se numește, să ne reamintim? Care se numește Ia iubire de la mine. Vă invit în scena platoului nostru, chiar la această clipă. Mulțumesc. Ca să ne împărtășiți din iubirea dumneavoastră. Dragi telespectatori, toată dragostea noastră și a echipei noastre de la Vedete Fără Secrete o aveți, știți de asta, și mai aveți și toată recunoștința, pentru că vă mulțumim că și în această seară ați ales să fiți alături de noi. Vă dăm întâlnire cu mare drag și data viitoare, iar pe finalul emisiunii, după cum bine v-am promis, vă cântă piesa nouă, interpreta Liliana Prado. Pe curând! Eu iubirea o măsor, unul în săruturi fine, îl primite de la tine. Supărarea vine n-are, vine și apoi dispare, ca un val de apă rece, doar un pic și apoi ne trece. Rețeta-i simplă de tot, iubirea-i antidot. Cred că știi bine de ce suferul din dragoste, unge-te cu mângâieri, înjechează-ți sărută. N-au ce să-ți facă, hai să vezi că o să-ți placă. Dacă vrei și vitamine, ia iubire de la mine. Cred că știi bine de ce suferul din dragoste, unge-te cu mângâieri, înjechează-ți sărutări. Doctorii n-au ce să-ți facă, hai să vezi că o să-ți placă. Dacă vrei și vitamine, ia iubire de la mine. Răscolește în gentuță și găsește o pastiluță cu efecte fermecate, să le iai pe nemâncate. Să te ducă în lume viselor, unde nu știi ce înseamnă dor. Dor de pus la inimioară, o fiubire asta te omoară. O fiubire asta te omoară. Rețeta-i simplă de tot, iubirea-i antidot. Cred că știi bine de ce suferul din dragoste, unge-te cu mângâieri, înjechează-ți sărutări. Doctorii n-au ce să-ți facă, hai să vezi că o să-ți placă. Dacă vrei și vitamine, iubire de la mine. Cred că știi bine de ce suferul din dragoste, unge-te cu mângâieri, înjechează-ți sărutări. Doctorii n-au ce să-ți facă, hai să vezi că o să-ți placă. Dacă vrei și vitamine.